Vreau mașină nouă, știi că trebuie s-o pus. Vreau bani de haine, trebuie s-o pus. Vreau bani de farduri, trebuie s-o pus. Ia mai te filmezi, ia. Te filmezi, să vezi că... Nu, uite de ce. Ia mai de ia mai de pe mine, te rog frumos, Dana. Nu, 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 să fie rușine ceea ce ai făcut. Îmi este. Foarte bine. Îmi este. Ce mă tot sună și ăsta? Trebuie să mi-ai spart de asta. Pișarmaș pe frate. Nu, am zis pișarmaș pe frate. Nu. Dana, ai zis pișamaș pe fata și pișamaș pe banii lui. Da, am zis că mi-e frate. Stai să zic, chiar nu poate zic. Deschide ușa, nu mă mai interesat. Dana, deschide ușa că n-ar trebui să stau. Dana, deschide ușa că n-ar trebui să stau. Dana, deschide ușa. Dana, deschide ușa, te rog. Nu mai am ce să te nu, gata. Cea mai mare pedeapsă e că mi-ai pierdut. Altceva nu vreau de la tine. Dana. Ce mă tot sună și asta, Dana, că n-am zis chestia aia. Iartă-mă, pentru că ai zis că mă sun numai când vrei. Când vreau? Da, adică te nu ești cu aia, nu mai mă gândesc. Deci te deschid, adică te rog. Dă-mi chiar să te sun. Dana, asta e problema, da, și eu am vrut. Dă-mi cheia. Știu, adică. Dă-mi cheia. Dana. Dana. Cea mai mare pedeapsă că mai pierdut, te rog, dă-mi cheie. Mai pierdut, de regat. Dă-mi cheie. Bine v-am găsit la un nou vlog. Marțian aici pe sesiune. După cum am promis într-unul din vlogurile trecute, urmează vlogul în care o să spun povestea din spatele clipului Amanta Perfectă. O poveste foarte interesantă. Piesa Amanta Perfectă a avut cel mai mare feedback, cel mai bun răspuns referitor la toată activitatea mea muzicală din partea oamenilor care mi-au ascultat și activitatea muzicală odată ce au aflat de mine cu vlogurile. Ideea în felul următor. Și să înțelegeți de ce Amanta Perfectă sună mai bine decât restul pieselor. E foarte simplu. Majoritatea pieselor pe care le-am lăsat în ultimii 2 ani au fost scrise și interpretate în urmă cu 5 ani, 4-5 ani. Piesele au fost trase, mixate și masterizate acum foarte multă vreme. Bineînțeles că odată cu timpul, ca și artist, ca și persoană, te îmbunătățești, te maturizezi, crești și o să ai alt stil, altă interpretare, o să înțelegi mai bine cum funcționează lucrurile, la fel și în muzică. De asta e diferența așa de mare între piesele astea. Îmi scrie lumea că da, un sound ciudat, că sună mai învechit, că așa mai departe. Pentru că sunt piese înregistrate în urmă cu mulți ani, dar nu le-am scos din cauza că nu m-am ocupat de muzică o perioadă mare de timp, cât timp a fost ocupat cu câinii în mare parte în ultimii ani. Bun, să revenim la Amanta Perfectă. Amanta Perfectă este rezumatul unei relații de-a mele cu o tipă pe care am cunoscut-o, exact cum zic pe piesă, pentru cei care au ascultat Amanta Perfectă, pe Tinder. Și mi-am dat seama că nu ar fi fost femeia potrivită să rămână lângă mine, nici nu aș fi făcut piesa asta dacă nu m-aș fi atașat de ea, dacă nu m-aș fi îndrăgostit în momentul ăla și nu mi-aș fi dat seama că ea nu e persoana potrivită care să rămână lângă mine. Și vă zic și care a fost motivul despărțirii mele de ea. Mi-am dat seama că nu este persoana potrivită pentru mine în momentul în care am analizat că ea nu stătea cu mine din cauza faptului că m-ar fi iubit și că era îndrăgostită în momentul acela, ci din cauza banilor. Ei bine, n-a fost singura pe care am avut-o. Odată cu banii apar și o grămadă de oameni în jurul tău care încearcă să profite de pe bunăstarea ta, de pe urma bunăstării tale. Nici Dana nu a fost mai prost de chestia asta. Și o să vă zic povestea din spatele piesei Amanta Perfectă și din spatele clipului. Mergeam în Elveția destul de des și mă plictiseam, bineînțeles, pe mașină, ce să faci, na, ca și băieții. Mi-am instalat o aplicație la recomandarea unui prieten, vrea Tinder. Bineînțeles, acolo pe Tinder tot dau inimioarele alea, știți voi, like-urile alea, așa mai departe. Și am un match, o potrivire cu tipa respectivă. Ea fiind Dana, la momentul ăla nu știam cine e, nici nu conta atât de mult. Am început să comunicăm așa mai departe, totul a decurs foarte natural, ne-am cunoscut, eu mergeam în Elveția, am început să iau cu mine în Elveția, totul era super frumos și cum să nu fie când faci foarte mulți bani și ai cu cine să-i strici. În momentul respectiv, ea era divorțată de soțul ei și avea o fetiță. Nu mai știu câți ani avea fata în momentul ăla, în jur de 7-8 ani, pe acolo până. Eu când am cunoscut-o pe Dana, eram căsătorit. A aflat imediat după ce ne-am cunoscut, a doua zi a aflat că, după ce am ieșit împreună, a doua zi a aflat că sunt căsătorit. Mi-am făcut o relație cu ea pentru că nici soția mea la momentul respectiv nu era o femeie care ar fi meritat menționată nici pe vlogul ăsta, dar eram hotărât după ce naște și ajung într-un stadiu în care
pot să mă asigur că îi ofer un viitor copilului nostru, să mă despartea, să rămân cu Dana. Cam asta era în mare parte povestea care s-a întâmplat și asta aș fi vrut eu. Țineți cont că fosta mea soție mi-a greșit, m-a înșelat și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere mă refer că vreau să mă despart de ea. Să nu credeți că eram doar eu așa. Nu merita nici soția mea să rămână alături de ea după ce am cunoscut-o, am aflat o grămadă de chestii, după ce ne-am făcut la împreună, după ce era însărcinată. În fine, nici Dana n-a meritat. Dar planul meu, în mintea mea, era ăsta. Să ajung să nască, să fie tot ok și să rămân cu Dana. Fostul ei soț era subcomisar la momentul în care eu am cunoscut-o și ea locuia în apartamentul lui de serviciu din Cluj-Napoca. Bun, toate astea au fost ok până în momentul în care tipul respectiv a aflat că are o relație cu cineva și s-a hotărât să nu o mai lase să stea în locuința lui de serviciu, el stând în chirie. Și a zis, dragă, ai relație, descurcă-te, te rog frumos să livrezi apartamentul, pentru că el din Cluj se mutase în Alba Iulia cu serviciu, așa mai departe, nu știu pe unde, pe ceva state, așa, în fine, oricum, în poliție, asta era ideea, subcomisar. Și, bineînțeles că Dana nu avea cum să se descurce, să-și ducă fata la școală în fiecare dimineață și să ajungă la muncă, munca era foarte aproape de locul în care stătea și școala era în capătul opus a Clujului. A orașului. Nu știu dacă v-am precizat asta, toată povestea s-a petrecut în Cluj-Napoca. Bă, având o relație, mi-am asumat-o. Și bineînțeles că i-am luat o chirie. Toată distracția asta m-a costat în jur de 1000 de euro. Nu mai știu exact suma, dar cam asta, pe acolo era. Chiria era în jur de 300 de euro, cu garanție, cu comision, cu alea, cu alea, am ajuns pe acolo, în jur de 1000 de euro. Ea n-avea niciun ban, eu aveam bani, bineînțeles am ajutat-o. A ocupat apartamentul respectiv. Și relația noastră a durat până momentul în care eu îi duceam ei de la vechiul apartament niște mobilă într-un loc unde eu am un garaj. Eu având mai multe apartamente, la unul dintre ele am și un garaj. Și o parte din mobila pe care ea o scosese din apartamentul în care stătea, care era locuința de serviciu a fostului ei soț, nu-i mai încăpea așa, nu mai avea nevoie de ea, nu mai știu din ce motive, în noua locație unde s-a mutat. Și eu îi duceam mobila respectivă la mine în garaj. Vorbind cu ea la telefon și scoțând din mașină niște bucăți de la mobilă, mi-aduc aminte că am zis, te rog, eu închide tu, că eu nu pot să închid, nu te aud. Nu te aud bine, așa, bă, ceva de genul ăsta era. Oricum, ideea era să închide convorbirea, era, aveam căștile în urechi și nu puteam să închid, că eram cu mâinile ocupate. În loc să închide telefon, uite să sau nu aude, sau nu știu care a fost ideea, nu știu ce s-a întâmplat concret, nu a închis apelul și am auzit că am început să mă bârfească și vorba despre mine foarte urât. Cu fiica ei de 7-8 ani și nu știu dacă mai era cineva de față, dar din câte am înțeles eu se adresa fiicei ei. Ea în momentul respectiv folosea mașina pe care eu o dădusem. Și eu îi plătisem chiria, eu îi luasem apartamentul, eu asigurasem absolut toate cheltuielile. Ea din salariu nu prea făcea mare lucru și întreținea copilul, na, cu chestii necesare și se întreținea pe ea. Dar în principiu chiria era asigurată, îi plăteam benzina la mașină. Nu prea avea mari griji femeia cât timp a avut o relație cu mine. Vă dați seama că am avut un șoc când am auzit chestia asta. Nu mai știu exact concret care a fost expresia, dar era ceva de genul pișam aș pe Franța și pișam aș pe banii lui. Da, despre asta era vorba. Pentru că eu încet încet urma să mă mut în Paris, definitiv, în momentul respectiv și vreau să o aduc cu mine, să ne mutăm împreună, să rămânem împreună. Și toată povestea de aici a plecat și s-a sfârșit exact așa. Atunci mi-am dat seama că, bă, asta e o femeie care nu merită ținută lângă mine, pentru că nu stă cu mine din dragoste. Am închis telefonul în momentul ăla, nu vreau să mai aud niciun fel de explicație. Am descărcat-o din mașină și ea a început să mă sune de pe alt număr, pentru că ei blocase numărul. Mi-am pus telefonul pe fly mode și am stat așa și n-am mai plecat de unde eram și m-am gândit toată noaptea exact la ce urma să fac. Eu sunt tip foarte orgolios din fire și dacă se întâmplă o situație de genul ăsta, de obicei nu mai caut împăcarea sau nu mai caut să fie bine dacă mi-a greșit în halul ăsta și realizez că da, chiar nu meritam. Odată cu chestia asta, bineînțeles, n-am mai căutat-o. A doua zi, mă întorc la Cluj, nu mai știu ce treabă aveam prin oraș, aveam un băiat care lucra pentru mine în momentul respectiv, el prelua mașinile de la clienți, le ducea la spălătorie și așa mai departe, le aducea la birou și eram cu el. Și primesc un mesaj. O să pun toate conversațiile mele cu Dana aici în video, în vlog, pentru a vedea exact ce discuție am avut, în care ea și-a cerut scuze că a vorbit foarte urât la adresa mea și că regretă chestia asta și ce ar trebui să facem cu lucrurile mele, să mă duc să mi le iau.
lucrurile mele pentru mine nu erau câteva haine care le aveam la ea și hainele care le-am dat eu ei sau, nu știu, telefonul care l-am făcut cadou sau așa mai departe. În momentul ăla, primul lucru care mi-a venit în cap era mașina. Pentru că mașina era înmatriculată pe firma mea de închiriere auto. Într-adevăr, înmatriculată ulterior după ce o dădusem ei, când i-am dat-o prima dată avea numeror, și dar nu avea asta nicio relevanță. Mașina era dobândită pe banii mei, înmatriculată pe banii mei, chiar dacă de-aia a fost alături de mine, am mers la birou de matriculare și am semnat niște documente cu ștampila firmei mele. Cam asta a fost tot ce a făcut în vederea înmatriculării mașinii. Și m-am gândit, bă, mă duc să îmi iau mașina. Mă duc la ea acasă împreună cu tipul respectiv, Radu. Dacă vede vlogul ăsta, te salut, Radule. Și Radu rămâne în mașină. Eu mă gândeam, bă, mă duc până jos la apartament, de-aia stătea la demisol. Mă duc la apartament și mi-au rapid cheile, iau mașina și am plecat, că n-am multă treabă, oricum, cu Dara nu o să mai fiu. Exact după ce am intrat în scară, s-a închis ușa și a început scena pe care o vedeți la sfârșitul clipului Amanda Perfectă. Ea s-a pus în genunchi, a început să se plângă, a început să vocifereze, să mă implore, că ea moare, că nu mai poate fără mine și așa mai departe. Nu știu din ce motiv, dar am avut... cred că suficiente experiențe proaste cu femeile și într-o oarecare măsură și cu ea până în momentul respectiv, am scos telefonul și am filmat. Nu în ideea de a o denigra sau de a face un clip. Atunci nu la asta mă gândisem. Dar îmi aduc aminte că făcea foarte multe faze din astea, gen, nu știu, se victimizea foarte tare și după care se întorcea împotriva mea ca și cum eu aș vrea să-i fac rău. Și zic, uite, te filmez, am dovada că mă despart de tine și că nu-i vina mea și că vine ta și așa mai departe. Că dacă mi-aduc bine aminte, da, știu că am scos telefonul, ținem așa gen selfie, vreau să mă despart de tine și așa mai departe. Bun, cu greu, nu mai știu cum, am reușit să intru în casă. În momentul în care am intrat în casă, i-a închis ușa și a scos cheia din ușă din interior. Și atunci mi-am dat seama că eu n-am cum să ies din casă și am zis, te rog frumos, dăm cheia de la mașină, vreau să mă duc. Cheia de la mașină era pusă pe cuptorul cu microunde, dacă mi-aduc bine aminte, am luat cheia și vreau să ies din casă. Ea avea două chei la mașină, am dat și dublura chei, pentru că mă gândeam, bă, dacă își uită cheia sau ceva și eu nu sunt în țară, cine știe până spune Elveția prin Paris, măcar să aibă cu ce să își ia mașina, dacă uită cheia acasă sau uită cheia cine știe pe unde. În momentul ăla mi-am dat seama că n-am cum să ies din casă, ușa fiind închisă, ea se ruga de mine, mi-aduc aminte că erau ceva de lume pe el de ăsta de papuci, l-am tras și l-am pus între noi doi și am zis, te rog eu frumos, nu te mai atinge de mine, îmi aduc perfect aminte cuvintele astea, te rog eu frumos, nu te mai atinge de mine, nu mai îmbrățișa, că o să te împing și din împinsătura mea o să cași, o să te lovești și o să zici că te-am bătut, zic, nu vreau să ajungem acolo, te rog eu frumos, sau sfârșit, dăm cheia, vreau să plec, asta e tot ce mă interesează, îmi aduc perfect aminte că așa s-a întâmplat. Bineînțeles, nu mai știu cum am ajuns din bucătărie în dormitor, ea îmbrățișată de mine, eu am împins-o și am ieșit din cameră. Am deschis geamul la demisol, chiar stătea la demisol, și am ieșit pe geam. Bineînțeles, am ieșit în rodou cu flori de la colțul blocului. Ea după mine pe ușă, pac pe scări, eu în momentul ăla eram deja la mașină. A ajuns la mașină, i-am deschis de portiera și se urcă peste mine în mașină. Nu mai știu prin ce gest sau din ce întâmplare, am ajuns să o împing, dar mi-aduc aminte că am împins-o foarte tare. Și mi-a rupt bluza cu lanțul de la gât. În fine, nu are relevanță. Îmi rupe lanțul de la gât cu tot cu tricoul de pe mine și cade jos. Eu în momentul ăla dau marșare și plec. Radu rămâne cu cealaltă mașină în spatele meu. Am plecat de acolo și, nu știu, mă duc un kilometru sau doi și îl sun pe Radu. Radu, ce faci? Hai, păi că s-a urcat Dara la mine în mașină și că mă imploră să mă duc după tine, că ea vrea să vorbească cu tine, că ea te iubește, că nu vrea să te sparte de tine, că ea moare fără tine, că ea nu mai poate, că așa mai departe. Zic, explică-i că nu mai este loc de întors. Pentru greșeala care mi-a făcut-o, i-am asigurat absolut toate necesitățile, tot confortul, chirie plătită, mașină la scară, motorină plătită, cheltuieli plătite, telefon plătit, telefon cadou, haine ei, haine la fată, indiferent ce pretenție sau ce plăcere au avut, i-am asigurat-o. Dacă ajunge să spună chestia asta despre mine, că se pișe pe Franța și se pișe pe mine sau că se pișe pe banii mei, înseamnă că femeia asta nu mă merită. În momentul ăla, Dana s-a dat jos din mașina de la Radu și am venit amândoi cu mașina, am mers la spălătorie, mi-am făcut treaba și mai departe, am lăsat mașina astea de firme. Toate bune și frumoase. După vreo săptămână ajung în Paris, mi-aduc aminte că era deja luna decembrie, a trecut ceva, două luni, aproximativ nu sunt sigur, dar în jur de două luni de la toată faza aia și primesc un telefon de la poliție, de la investigații criminale, prin care mi se aduce la cunoștință faptul că am o plângere penală împotriva mea pentru tâlhărie și agresiune.
Și zic, doamne, stai un pic, cum adică am făcut eu o tâlhărie și o agresiune, că eu n-am nicio problemă, adică nu sunt pe nimica. Păi zice, da, uitați, dumneavoastră, o cunoașteți pe doamna Dana Buta, Maria, Dana Buta Maria? Zic, da, o cunosc, ne-am despărțit de vreo două luni, a fost o neînțelegere și cam atât. Mi-am luat mașina care era a mea, am luat-o din fața blocului. Păi doamna a depus o plângere împotriva dumneavoastră, în care susține că a tâlhărit-o de mașina proprietatei personală, și a spus că are martor care a văzut de pe balcon fiind vecinii că dumneavoastră ați bătut-o și ați luat mașina. Băi, stați un pic, că nu e așa, adică vin în România să lămurim toate chestiile. Ajung la poliție, mă cheamă ăștia la declarații și îmi arată o declarație pe 3 pagini, o plângere pe 3 pagini, față versus scrise A4, așa, foarte, foarte pompos, în care Dana descria cum m-a cunoscut pe mine, cum mi-am făcut cadou o mașină și mi-aduc aminte perfect expresia polițistului care mi-a zis: am fost foarte surprins când doamna Buta a menționat că dumneavoastră ați făcut cadou o mașină și ați impresionat-o și pe ei, și pe ea și pe prietenele ei. Da, foarte frumoasă remarcă. Cam așa suna o frază din plângerea făcută împotriva mea, prin care zicea că am tâlhărit-o. Bun, ideea e că în plângerea respectivă ea a zis că eu i-am furat mașina, am tâlhărit-o, am bătut-o și a scos certificat medico-legal, l-a depus așa mai departe la dosar și eu acum trebuia să dovedesc că mașina de fapt era proprietatea mea. Problema face că mi-a fost foarte ușor să dovedesc chestia asta. Ea, în timpul în care a trecut astea două luni, mi-a predat a doua cheie a mașinii la poliție pe bază de declarație, pentru că eu n-am vrut să mă mai întâlnesc cu ea. Ea a dorit să ia legătura cu mine, să-mi dea a doua cheie, să-mi dea niște haine ce mi-a, să-mi dea lucruri, să-mi dea... Nu m-a mai interesat și pentru a prelua cheia, nu mai știu în ce context, am ajuns la poliție. Am sesizat poliția, am zis: domnule, uite, mi-am recuperat mașina, am arătat actele, e pe firma mea, vreau doar să trimiteți o citație către persoana respectivă, la adresa respectivă, să-mi dea cheia mașinii, a doua cheia mașinii. Bineînțeles, coincidența face că toată lumea o cunoștea. Fostul ei soț fiind subcomisar, vă dați seama, exact tipul la care am fost eu să fac sesizarea asta, era un subaltern al fostului ei soț. În fine, mi-a zis că o cunoaște, că știe despre ce vorba, așa mai departe. Îi descriu toată situația, rămâne un pic șocat el, știi? În fine, îmi predă cheia, a doua cheia mașinii pe bază de declarație și eu aveam cheile mașinii și hârtia respectivă prin care subsemnata a predat cheia așa mai departe. La declarații când am fost, am luat bineînțeles hârtia cu mine și zic: uite, domnule, cum se o tâlhăresc eu de mașină, care era oricum proprietatea firmei mele, la care eu sunt administrator, și să-mi predea a doua cheie pe bază de declarație ca și cum îmi aparține. E bine, aici ea a greșit-o, pentru că, vă dați seama, aveam o grămadă de mesaje pe care ea mi le-a dat mie și m-a amenințat că dacă nu-i dau mașina, după ce n-a reușit să ne întâlnim, să îmi predea cheia și așa mai departe, am început să-mi dea mesaje de pe alte numere de telefon prin care m-a amenințat că dacă nu-i predau mașina cu contract de vânzare-cumpărare în 48 de ore, o să am dosar penal și o să fiu reținut pentru tâlhărie și așa mai departe. Eu strecă-o prin astea, nu poți să spui mintea cu un vagabond, tu, o femeie, că bărbatul tău a fost polițist sau comisar sau subcomisar sau indiferent ce grad o avea în poliție. Mi-am zis: tu, dacă tu consideri că așa o să reușești să-mi faci mie cheie și să recuperezi mașina, dă-i înainte, îți dorești succes. O să pun mesajele astea să le vedeți, pentru că le mai am. Nu mai sunt de pe numărul ei de telefon, din câte mi-aduc eu aminte, pentru că îi blocase numărul, dar oricum, le mai am, o să le pun aici să le vedeți. Ideea e că eu, având toate dovezile în care m-a șantajat oarecum sau a încercat să mă șantajeze să recupereze mașina de la mine, nu a reușit să facă mare lucru, doar că m-a purtat pe mine din Paris până în Cluj-Napoca la investigații criminale, să dau declarație, să dovedesc că mașina era a mea încă din momentul în care avea numere roșii. Și am dus prima dovadă când am scos numere roșii, tot pe firmă. Am dus când am matriculat mașina dovadă, tot pe firmă. Asigurare, prima asigurare pe numele lor și tot pe firmă și așa mai departe. Am și mail-ul cu poliția, cu polițistul respectiv, o să-l pun și ăla să-l vedeți. Ideea e că tipa respectivă vrea cu orice preț să-și recupereze mașina pe care eu o lăsasem să umble, să circule cu ea, să mi-o ia efectiv, să mi-o fure sau nu știu, să o obține, habar n-am. Bineînțeles că a fost imposibil să fac chestia asta și a rămas cu buza umflată.
E bine, mai este o parte a poveștii Amanta Perfectă, dar asta în alt vlog, deoarece continuă odată cu lansarea clipului. Sau mai bine zis, la un an după lansarea clipului Amanta Perfectă, când am reluat legătura cu Dana. Din ce motiv și prin ce coincidență sau prin ce întâmplare o să vă povestesc în vlogul următor. Ceea ce e de reținut din toată povestea asta este că Amanta Perfectă a fost scrisă dintr-o întâmplare personală reală. Toate versurile care sunt descriu perfect femeia, relația mea cu ea, trecutul ei, cum era ea perversă, vrea să se facă polițistă, nu s-a mai făcut până la urmă. O grămadă de informații concentrate în niște versuri simple. Și asta a ieșit cea mai șmecheră piesă pe care am făcut-o eu în ultimii ani. Asta e Amanta Perfectă, încă o poveste în care v-am explicat cum am ajuns eu să dau declarații la poliție. Era totuși iarăși să fiu arestat, nu am fost, deoarece am avut absolut toate dovezile, că mașina mea aparținea mie, că era luată pe firma mea, că n-a fost niciun moment vorba să-i dau mașina ei de tot. Îi spusesem într-adevăr, îți las mașina cât ai tu nevoie, dar nu în sensul în care aș trece dreptul de proprietate pe ea. Mașina era dobândită de mine, de ce aș face eu ei cadou? Cât timp am avut o relație, totul a decurs exact cum v-am descris. Mi-am asigurat absolut tot confortul, toate cheltuielile plătite, mașina la scară, bani de benzină, bani de haine, bani de chirie, bani de orice. Dar femeile uneori nu știu cum să o dea în viață și atunci fac foarte mari greșeli. Noi bărbații suntem ori orgolioși, ori instinctivi și totuși îmi pare bine. De multe ori în viața asta mi-am dat seama că am ales foarte prost, foarte, foarte prost oameni lângă mine. Dar am avut un noroc și cred că asta e energia mea pozitivă care emană și sau aduce sau atrage norocul ăsta. Și întotdeauna am ieșit cu bine în toate situațiile. Am ales prost oamenii lângă mine, dar s-a sfârșit cu bine situațiile și am învățat foarte multe lucruri despre toate aspectele astea. Așa că tipa din Amanta Perfectă e o poveste reală, o cheamă Dana Buta Maria. Toată povestea din spatele piesei e exact așa cum auziți piesa. Dacă vede clipul ăsta, îi doresc numai bine. Am trecut peste toată situația asta și toate detaliile o să vi le dau în vlogul următor. V-am pupat și nu uitați să vă abonați pe YouTube Marțian Oficial, dați-mi un follow pe Instagram Marțian Oficial și un like pe Facebook. Până data viitoare, Marțian pe sesiune. V-am pupat! Vreau mașină nouă, știi că trebuie s-o pun. Vreau bani de haine, trebuie s-o pun. Vreau bani de farduri,